Problema drogurilor a devenit peste noapte o prioritate națională, însă autoritățile nu fac nimic concret. Am rămas tot la comunicatele de presă privind câte o razie și cam atât. Dar planuri sunt cu duiumul. Și ca să ne convingă că se preocupă de problemă, președintele Klaus Iohannis a introdus drogurile în CSAT, doar că ședința încă nu a fost convocată. Acum două săptămâni, Klaus Iohannis lua problema drogurilor în mâinile lui mari și ne anunța pompos că CSAT-ul se va preocupa îndeaproape de soluții pentru a stopa traficul și consumul. Și am rămas cu anunțul, dar scuze se găsesc imediat. Pentru toate instituțiile cu atribuții în domeniul traficului de droguri, cred că a fost un semnal foarte clar că tema aceasta a fost pusă pe ordinea de zi a CSAT-ului pentru că indică această tematică ca o vulnerabilitate la adresa securității naționale. Pentru viitor apropiat, această ședință va fi convocată, dar nu e suficient să convoci o ședință, ci este important ca pe masa acestei discuții să avem toate strategiile, analizele și se lucrează la ele. S-a lucrat în tot acest respins la toate materialele, astfel încât să mergem cu toții pregătiți, astfel încât președintele României să fie foarte bine informat și să poată lua deciziile pe cale de consecință. Așadar, nu s-a rezolvat nimic, ba chiar s-au încurcat lucrurile. Nu mai aflăm niciodată statistică privind traficul de droguri pentru că a devenit secret de stat, așa că guvernanții au ajuns să comunice niște estimări după ureche. E mai puțin important că în raportul oficial al ANA avem spre 1,5 milioane de persoane care au consumat cel puțin o dată droguri, pentru că realitatea pe care toate instituțiile cu atribuții în domeniu o spun este aceasta. De la an la an, numărul consumatorilor crește. E o dinamică foarte mare pe consum. Evident că noi trebuie să-i tratăm pe acești consumatori ca pe niște oameni care merită să beneficieze de serviciile statului pentru a-i vindeca. În schimb, aflăm că europenii sunt extrem de atrași de droguri și aici avem cifre concrete. Vreau să știm cu toții o realitate destul de complicată la nivel european. Asta înseamnă inclusiv la nivelul României. Numărul de infracțiuni legate de droguri au crescut în perioada 2011-2021, conform acestor raportări de la nivelul UE, cu 24%. Adică din totalul de 1,5 milioane de infracțiuni, 1,1, adică 77%, se refereau la deținere sau consum personal, iar din acest total 76% implicau cannabis.